Vreau să spun bună ziua la toată lumea din Republica Moldova. Noi ne aflăm acum în Italia. Suntem blocați deja de vineri și nu avem niciun rezultat până când. Uitați-vă câte camioane din Republica Moldova stau. Deci asta nu sunt toate. Au fost mult mai multe și din alte țări, dar având ajutor de la arte, de la autoritățile țării lor, deci au reușit să deblocheze toată situația și camioanele ce le-au plecat. Deci noi până când nu avem niciun răspuns, chiar dacă am fost la poliția italiană cu care am stat la sfat, la poliția slovenească, care tot nu ne-au dat niciun răspuns, dar ne-au spus că guvernul Republicii Slovenie stau în contact cu guvernul Republicii Moldova, care eu cred că e un lucru banal, care nu-l fac, că deja alte autorități au venit în coace și s-au scos camioanele țării lor. Deci uitați-vă că toți sunt camioane din Republica Moldova, care stăm blocați. Deci vrem să cerem autorităților din Republica Moldova să fim scoși de aici, suntem cetățeni țării noastre. Deci cum... Suntem toți disperați, stăm de vineri dimineața care de joi seara. Deci cerem un ajutor față de noi. Toți suntem din Republica Moldova. Uitați-vă așa. Băieți, nu vrea nimeni să pui un comentariu ceva? Suntem test la limita răbdării. Deci uitați-vă, stă poliția acolo și așteaptă. Deci suntem îndurerați toți și suntem fără bani, fără mâncare, așteptăm un răspuns.